mai promis o poveste antică. Nu o să fie așa o poveste foarte detaliată, dar este o poveste foarte interesantă și are relevanță și în contextul discuțiilor din ultima vreme. Auzisem mai de mult despre acest lucru, dar recent mi-a căzut din nou sub priviri povestea și am zis să vă o spun și vouă pe scurt. Vă sunt cunoscute evenimentele istorice în care soldații spartani, da, s-au acoperit de glorie. Au luptat până la 1, la Termopile, da, cei 300. Au luptat contra perșilor. Sparta a fost practic principala rivală din Grecia a Atenei. Da, și de câteva ori spartanii i-au învins pe atenieni în diverse bătălii în cursul războiului peloponeziac. Soldații spartani sunt un simbol, un reper de curaj, de rezistență, de drzenie, de lipsă de teamă în fața morții. Cine nu și-ar dori astfel de soldați bravi în armata sa? Da? Spartanii au rămas în istorie ca luptători extraordinari. E adevărat că dacă este să comparăm civilizația spartană cu cea ateniană, cea ateniană avea și ea luptători extraordinari. Și atenienii s-au impus în lumea antică nu numai grație culturii extraordinare, nu numai grație comerțului, dar și grație forței militare. Deci și atenienii au fost luptători extraordinari. Ce a avut în plus civilizația ateniană față de spartani a fost această cultură extraordinară, această cultură luxuriantă, care s-a transmis până astăzi, care a rămas până astăzi. Edificiile, cei care ați vizitat Atena, ați văzut probabil acropole, ați văzut foarte multe alte temple din care s-a mai păstrat ceva. Din nefericire, dacă vrem să vizităm Sparta, acolo nu e mare lucru de văzut. Spartanii nu au fost, au avut o civilizație mult mai militaristă, admirabilă din perspectivă militară, da? Remarcabilă din perspectiva eroismului de care spartanii au dat dovadă în multe ocazii. Dar, din nefericire, spartanii nu au avut și această latură mai culturală, mai filozofică pe care au avut-o atenienii. Și din această perspectivă, moștenirea arhitecturală spartană este modestă. Și moștenirea arhitecturală și moștenirea culturală în general. Dar, da, ca eroism militar, spartanii au fost un reper pentru lumea antică. Ei bine, întrebarea mea pentru voi este: cine credeți că sunt cei care i-au pus pe fugă într-o bătălie pe spartani? Știe cineva? Fără să căutați pe Google. Știe cineva cine sunt cei care, luptătorii, care i-au pus pe fugă pe spartani într-o luptă, într-o bătălie? În mod cu totul surprinzător, nu atenienii sunt cei care i-au pus pe fugă pe spartani. Atenienii, repet, au fost mai multe lupte între spartani și atenieni. E regretabil asta din punctul meu de vedere. Mi-aș fi dorit ca Atena să fie o construcție politică mult mai unificată și care să nu presupună rivalități atât de sângeroase. Din nefericire, între spartani și atenieni, de multe ori lucrurile au fost foarte tensionate. Au luptat și împreună împotriva inamicului persan, dar din nefericire s-a ajuns și la războaie fratricide, le-aș spune, da? Războaie fratricide între greci, între spartani și atenieni. Știți că grecii aveau acea înțelegere extraordinară că în timpul jocurilor olimpice nu războaiele se opreau, da? Nu se mai luptau, nu mai mergeau la război când erau prevăzute jocurile olimpice și veneau să se întreacă în competiții sportive, pașnice, da? Într-un spirit de, cum zicem noi, astăzi fair play, da? Într-un spirit de care lăsa orice animozități deoparte. Ceea ce este extraordinar. Este și aici grecii ne-au lăsat o moștenire de valori extraordinară. Odată însă spartanii au încălcat acest lucru și au fost dați afară de la Jocurile Olimpice. Deci spartanii erau foarte, da, foarte, foarte sangvinici într-un fel. Foarte, când erau determinați să lupte, nici măcar Jocurile Olimpice nu-i opreau. Odată au încălcat această înțelegere a grecilor privind Jocurile Olimpice, dar
Asta este doar o paranteză. Însă unde vreau să ajung? Cei care i-au învins pe spartani și după această bătălie Sparta a intrat cumva într-un declin și cele din urmă a dispărut din istorie, da? Ei bine, cei care i-au învins pe spartani, pe celebrii luptători spartani, pe celebrii luptători care stătuseră în fața perșilor, da? Luptaseră până la 1, muriseră până la 1. Cei care învinseseră Atena, cei care o să rămână și vor fi un reper de prim ordin pentru eroism și dibăcie militară, e bine, cei care i-au învins au fost niște trupe, da? Niște, un corp militar din Teba, format din cupluri gay. Da? Și dacă veți căuta referințe despre bătălia de la Leuctra din anul 371 înaintea erei noastre, veți găsi referințe istorice foarte interesante despre această bătălie, unde acest corp militar din armata tebană a reușit să-i alunge pe să-i învingă pe terenul de bătălie și să-i alunge pe Sparta. Era vorba de 150 de cupluri de bărbați gay care luptau împreună și care s-au dovedit atât de buni luptători tocmai pentru că se iubeau unii cu ceilalți, da? Cei care făceau parte din aceste cupluri. Și asta este foarte interesant, pentru că am văzut adesea, rostogolindu-se această prejudecată, cum că bărbații gay, în mod automat, sunt bărbați efeminați. Sigur, unii au o anumită gestică, să spunem, mai feminină și asta e farmecul lor. Și fiecare om este cum este el în felul lui și nimeni nu trebuie să fie, eu știu, blamat, ostracizat, discriminat sau persiflat pentru felul în care se comportă sau felul în care este. Dacă este o persoană heterosexuală, foarte bine. Dacă o persoană gay, foarte bine. Dacă o persoană trans, foarte bine. Fiecare om trebuie respectat așa cum este el. Nu trebuie să vină vreo convenție socială care să-i spună nu, tu trebuie să te încadrezi într-o formă anume de om, că altfel te vom ostraciza, altfel te vom discrimina, te vom trimite la marginea societății. Sau te vom persecuta, pentru că știm foarte bine cum în istorie persoanele LGBT au fost persecutate în numeroase perioade istorice, da, și în foarte, foarte multe țări. Și chiar și astăzi încă există persecuții și legi discriminatorii în multe țări. Chiar și România are încă astfel de legi. Eu m-am luptat contra lor, știți foarte bine, cei care mi-ați urmărit activitatea în Parlament. Dar este acest eveniment, această bătălie de la Leuctra din anul 371 arată că aceste cupluri de luptători gay, da, care luptau unul lângă celălalt, iubit lângă iubit, erau atât de eficienți militar încât i-au învins până și pe spartani. Până și pe cei care reprezintă un simbol al curajului și al devotamentului și al măiestriei militare. Ceea ce este extraordinar, este un episod istoric extraordinar și sigur că aceste detașamente de luptători gay au participat și în alte bătălii. Dar iată cum istoria lor și victoriile lor în luptă destramă o prejudecată. O prejudecată des întâlnită. Și anume că, că noi trebuie să fim bărbați heterosexuali puternici. Ok, foarte bine, ești un bărbat heterosexual, ești un bărbat zdravă, e nevoie și de bărbați puternici, de bărbați zdravă, nici de bărbați heterosexuali. În același timp, nu trebuie aruncată niciun fel vreo prejudecată sau vreo atitudine asupra persoanelor gay în ideea, dacă vin dușmanii și ne atacă, cine o să ne apere? Gay care merg la parada gay? Iată, istoria arată că detașamentele de luptători gay au fost chiar mai pricepuți în luptă decât spartanii. Și s-au confruntat direct cu cei mai aprici sau cu cei care erau faimoși pentru cei recunoscuți și faimoși ca luptători, spartanii. Ei bine, pe aceștia i-au învins în luptă. Și asta este
o istorie pe care o puteți explora, puteți căuta mai multe despre aceste detașamente de cupluri gay. Repet, ei au făcut parte din armata tebană, da? Cetatea Tebei. Sacred Band of Thieves. Haideți să vă dau pe chat cum să căutați referințe mai ușor. Găsiți evident mai multe în limba engleză, în limba română nu știu ce referințe sunt pe tema asta. Sacred Band of Thieves. Căutați despre ei informații, veți fi, mi se pare o temă, un subiect foarte interesant. Și chiar acum, în aceste vremuri în care, pe lângă războiul din Ucraina, se duc și aceste războaie culturale, în care anumite voci extrem de conservatoare agită tot felul de atitudini homofobe, ar fi bine să fie reamintite și astfel de episoade istorice și astfel de momente, da? Care demontează foarte multe prejudecăți și foarte multe atitudini care pur și simplu, sigur că sunt reprobabile din și din multe alte puncte de vedere, nu numai că adesea ele sunt contrare realității, dar e bine să fie aduse din când în când și astfel de reamintite și astfel de momente istorice. Acum detașamentele de cupluri gay i-au învins până și pe spartani. Asta era istorioara antică pe care v-am promis-o și care pe mine, citind recent despre ea mai mult, da, auzisem că da, în istorie au fost astfel de detașamente, dar nu intrasem prea mult, nu aflasem prea multe detalii. Ei bine, recent am găsit mai multe informații, am explorat puțin povestea și mi s-a părut foarte interesantă și am vrut să vă transmit. Iată cum istoria ne arată că poți să fii o persoană gay, poți să fii și un luptător dintre cei mai capabili. Poți să fii o persoană gay și poți să fii un bărbat foarte puternic și care să învingă cei mai de temut inamici. Poți să fii o persoană gay și să lupți chiar alături de iubitul tău, da? Să vă riscați amândoi viața pentru o cauză, iar asta să vă facă, asta să vă crească și mai mult forța, pentru că ei luptând împreună se și apărau unul pe celălalt, da? Această relație de iubire, în mod paradoxal, pe câmpul de luptă îi făcea să devină luptători care demonstrau și mai multă determinare, și mai multă ferocitate, și mai multă măestrie, și mai multă capacitate de a învinge adversarul. Deci e foarte interesant cum aceste detașamente de cupluri gay și cum au realizat grecii, da, acum 2400-2500 de ani, cum au realizat, măi, stai puțin, dacă am face niște detașamente de oameni care se iubesc, care sunt în cupluri, da, doi câte doi, oare această iubire nu îi va face să lupte cu și mai mare determinare, cu și mai mare înverșunare, cu și mai mare ferocitate, da, împotriva oricărui inamic? Foarte interesant cum au realizat ei asta. Foarte, și iată cum în practică, da, aceste detașamente s-au dovedit extrem de eficiente împotriva, repet, unor inamici considerați printre cei mai buni și mai abili luptători, și anume spartani. Așadar, și acest mit că un bărbat puternic sau un bărbat luptător trebuie neapărat să fie heterosexual se spulberă. Da? Realitatea îl contrazice. Și desigur, sunt convins că au fost numeroase alte cazuri de luptători gay care au luptat în diverse conflagrații, într-un fel sau altul, și care s-au evidențiat prin tenacitate, prin curaj. Și de ce spun într-un fel sau altul? Pentru că știți și povestea extraordinară a modului în care a fost deșifrată Enigma. Echipa de minți strălucite care a reușit deșifrarea Enigmei a fost condusă, coordonată de Alan Turing, care tot o persoană gay a fost și din nefericire a fost și persecutată de statul britanic, care la acea vreme avea niște legi extrem de dure, homofobe, și care presupuneau castrarea chimică pentru persoane gay. Da? Și deși Alan Turing a salvat probabil milioane de vieți grație computerului pe care l-a construit și cu care a reușit să deșifreze codurile
mașinăriilor Enigma, cu care germanii își transmiteau mesaje codificate pe câmpul de luptă. Grație decodării acelor mesaje, britanicii practic erau informați cu privire la mișcările de trupe și la planurile germane din al doilea război mondial. Ceea ce i-a făcut ca în momente cheie să dejoace aceste planuri naziste. Lucru care a grăbit înfrângerea Germaniei lui Hitler.